M-a stat un prieten ieri, zice, grupa noastră are de ținut luna viitoare, o seară la noi în biserică, te rog frumos să-mi dai o temă, un titlu. Zice, am un text care e pe inima mea, dar nu știu ce titlu să-i dau. Zic eu, ce text ai pe inima ta? Și spune el, povestea aia cu Ilie când se plânge înaintea Domnului că a rămas singur și că s-a săturat de viață și vrea să moară. Și Dumnezeu îi dă de mâncare și îl trimite până la Sinai. Și la Sinai îi ia cererea, după ce îl mai întreabă de două ori, ce faci tu aici, Ilie? Și spre surprinderea lui Ilie îi o semnează, cererea de demisie. Și Ilie se pomenește cu demisia semnată de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi spune, du-te și pune trei călăi, dacă tu pleci și nu mai vrei să slujești, numai trei călăi mai pot veni în locul tău. Împăratul Siriei, Jehu și Elisei. Și pentru că Dumnezeu i s-a arătat într-un susur blând și subțire, Ilie a înțeles ceva. Și în loc să pună trei călăi, îl transformă pe Elisei în unul dintre mântuitorii lui Israel. Nu cred că Israel a văzut o vreme de primăvară ca vremea lui Elisei. Imaginați-vă ce bărbat putea fi el dacă a rupt un car în bucăți și a sacrificat doi boi și s-a dus să slujească pe Dumnezeu. Și spuneam prietenului meu, obosit și el, bagă bine de seamă, dacă îți depui cererea de demisie, s-ar putea ca Dumnezeu să ți-o semneze. Pe el slujim, dragii mei, de bunăvoie, perioada Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt în care trăim și noi. Perioada Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt în care trăim și noi. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt Sfânta Treime, trei persoane și totuși un singur Dumnezeu și fiecare dintre ei are o parte esențială și specifică în desfășurarea acestui plan. Se spune în Scriptură că Tatăl a alcătuit în sine însuși planul mântuirii, Fiul a lucrat acest plan, iar Duhul Sfânt aplică planul mântuirii la viața fiecăruia dintre noi. Dacă ar fi să complic puțin lucrurile, să deschid cu dumneavoastră o carte de teologie sistematică, în jurul Sfintei Treimi se adună toate doctrinele de bază. De pildă, Tatăl este responsabil cu crearea omului și a îngerilor, toți oamenii au căzut în păcat și o bună parte dintre îngeri au căzut în păcat. Dar asta nu l-a surprins pe el și de aceea l-a trimis pe Fiul și Fiul a lucrat mântuirea pe de o parte și este capul bisericii pe de altă parte. Dar noi suntem la Duhul Sfânt și la lucrarea Lui și Duhul Sfânt are două funcții esențiale. În primul rând a insuflat Scripturile, în al doilea rând folosește Scripturile pentru sfințirea noastră, pentru desăvârșirea mântuirii noastre. Interesant este că, așa cum în Petru am găsit în fiecare capitol adevărul despre învierea lui Hristos, așa găsim în cartea lui funcțiile esențiale ale Duhului Sfânt. Și de aceea, de Rusalii, 1 Petru este o carte deosebit de potrivită. Spuneam că Duhul Sfânt are două lucrări majore de făcut. În primul rând, a insuflat Scripturile, puțin mai mult decât atâta, le-a insuflat, le-a inspirat și ne iluminează ca să le pricepem, dar pe de altă parte, El folosește Scripturile ca să ne sfințească, să modeleze în noi chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să le luăm pe rând. Duhul Sfânt este responsabil de faptul că noi ținem în mână, astăzi, după mii de ani, Sfintele Scripturi, care sunt ca o stea polară în lumea asta mișcătoare, un standard la care ne putem raporta, un absolut după care să ne putem orienta viața. El a insuflat Scripturile, i-a inspirat pe cei care le-au scris și ne iluminează mintea ca să le pricepem. În 1 Petru, capitolul 1, versetele 10 la 12, găsim aceste adevăruri în puține cuvinte. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Versetul 11. Ei cercetau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, care era în ei când vesteau mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Imaginați-l pe Isaia cu pana în mână, încercând să compună Isaia 53. Dragii mei, este imposibil să compui Isaia 53 din capul tău, prin eforturile tale, după știința ta.
Mie mi s-a întâmplat deseori, dragii mei, să stau ceasuri în șir în fața Scripturii. Când Dumnezeu ți aprinde o lumină verde, curge de undeva, nu știi de unde. Când lumina verde nu e aprinsă, poți să te chinui ceasuri în șir și nu poți așterne pe hârtie nimic. Nimic, nu pricep nimic din Cuvântul lui Dumnezeu. Ai nevoie de Duhul lui Dumnezeu să pricepi Scripturile. Sunt robul tău, dă-mi pricepere ca să cunosc învățăturile tale. Dar la ce sunt folositoare? Ascultați-l pe același psalmist în versetul 98. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât pe vrășmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sau versetele următoare. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc adânc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Gândește-te la viața ta. Ce ar fi de ea dacă n-ai avea cuvântul lui Dumnezeu? Dragii mei, dacă aș fi condus doar de poftele și gândurile cărnii ale firii pământești, știți unde aș fi? În fundul mocirlei. Pentru că acolo te trage păcatul, acolo te vrea satana. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele, o lumină pe cărarea mea. Slăvit să fie Domnul că ne-a pus în mână o scriptură. Dar dacă aș trece prin sală să vă întreb când ați deschis-o ultima dată? Nu se pun astfel de întrebări, dar trăim într-o lume în care satana face orice să te țină departe de cuvânt. J. Packer spunea în introducerea unei cărți, dacă aș fi diavolul, aș înconjura Scriptura cu toate corespondentele spirituale ale brujilor, spinilor, gropilor, pentru că cel ce vrea să se apropie de ea, să sfâșie hainele și pielea și să se dea bătut. Și dacă aș fi diavolul, și aș fi la ceasul bilanțului, aș fi mândru de ce am realizat. Dragii mei, Duhul lui Dumnezeu, de-a lungul a 1600 de ani, prin 40 de autori, în 3 limbi diferite, pe 3 continente diferite, a adunat cuvântul lui Dumnezeu într-un tot unitar, armonios, ca să avem o călăuză în viață, să avem o lumină pe cărare, o candelă pentru picioarele noastre. Dar mai mult decât atâta, Duhul lui Dumnezeu n-a insuflat, n-a adus în existență cuvântul ca tu să-l ții pe raft, ci ca să-l folosească în viața ta, în viața mea. Și acesta este procesul sfințirii. Al doilea aspect, a doua învățătură majoră care se leagă de Duhul Sfânt. Pe de o parte a insuflat și a inspirat Scripturile, pe de altă parte folosește astăzi aceste Scripturi pentru sfințirea mea, sfințirea ta, pentru desăvârșirea mântuirii noastre. În primele două versete din 1 Petru citim acest adevăr. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultare și stropire cu sângele lui Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Dumnezeu ne-a ales după știința sau hotărârea Lui mai dinainte, prin sfințirea, nu la sfințire, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Imaginea asta probabil că o aveți pe retină și n-aș vrea să o uitați niciodată. Observați, dacă spun Dumnezeu m-a ales la sfințire, atunci sunt mai întâi ales, apoi sfințit. Dacă Dumnezeu m-a ales prin sfințire, sunt mai întâi sfințit, apoi ales. E o mare, mare diferență. E o foarte mare diferență. Eu cred că peste prima imagine trebuie să tăiem, să o păstrăm pe a doua în minte. Dumnezeu ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Foarte mulți chemați, puțin aleși, ne spune Domnul Iisus Hristos. În El, în Hristos, spune Pavel în Efeseni 1:4, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemerea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. Observați, nu ne-a ales, ci ne-a ales ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui. De aceea Dumnezeu nu ne putea alege decât prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Eram și eu tânăr și am crescut între două continente, între două lumi, jumătate penticostal, jumătate baptist. Nu-mi pare rău.
Știu că atunci când fratele Țon a venit de la Oxford, pentru că știa că am două mari probleme, am probleme cu biserica și am probleme cu Duhul Sfânt, mi-a dat să traduc două cărți. Duhul Sfânt de Billy Graham, să-mi rezolve doctrina Duhului Sfânt, și a doua a fost cartea lui John Stott, Noua Societate a lui Dumnezeu, cartea despre biserică. I-am mulțumit până în ziua de astăzi. Dar în vremea aceea veneau foarte mulți oameni și mă întrebau, ai Duhul Sfânt, hai să stăruim după El. Dragii mei, dacă cineva n-are Duhul Sfânt, sfințirea nu este posibilă, pentru că Dumnezeu ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Iar dacă sfințirea nu este posibilă, alegerea și mântuirea nu sunt posibile. Cu alte cuvinte, fără rusalii, fără prezența și lucrarea, fără perioada Duhului Sfânt, mântuirea nu există. Fără Duhul Sfânt, a fi creștin este o contradicție în termeni, este un nonsens. Îmi spune Pavel, de pildă în Roman, capitolul 8, versetul 9, voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al lui. A fi creștin nu înseamnă a fi baptist. A fi creștin nu înseamnă a fi penticostal sau ortodox sau catolic. Poți să alegi ce religie vrei sau ce sectă vrei din lumea aceasta. A fi creștin înseamnă a avea cerul și pământul împletite în viața ta, a avea trupul tău, templul Duhului Sfânt, a avea pe Duhul Sfânt la lucru în viața ta pentru sfințirea ta, modelarea ta într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Și versetul 10, Pavel continuă, dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Dar ascultați versetul 11. Și dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în voi. Să n-ai Duhul Sfânt, n-ai nădejdea învierii din morți, din pricina Duhului care locuiește în voi, la prima trâmbiță vor învia cei ce sunt ai lui Hristos. Duhul este pecetea, arvuna moștenirii noastre. Deci Duhul este esențial pentru viața creștină și sfințirea are două componente de bază. În primul rând, Duhul mă ajută în ascultarea de cuvânt și, de-al doilea rând, Duhul mă restaurează, mă ajută în rezolvarea grabnică a neascultării. Cu alte cuvinte, fără Duhul lui Dumnezeu, n-ai nicio nădejde să trăiești viața creștină. Poți fi religios, poți să ai tot felul de etichete, dar nu poți trăi în împărăția lui Dumnezeu. De aceea îi spune lui Nicodim, dacă un om nu se naște din Duh, de sus, din nou, nu poate vedea, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. De aceea Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, în preștiința Lui, ne-a ales prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt și primul aspect al sfințirii este spre ascultare. Spre ascultare. Nu știu dacă ați conștientizat vreodată faptul că ascultarea de Dumnezeu este imposibilă fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi. Ascultarea de Dumnezeu, când zic ascultarea de Dumnezeu, este ascultarea după voia lui Dumnezeu, da? Este imposibilă fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Dacă așa stau lucrurile, vă rog, mergeți acasă și în loc de amiază, recitiți cartea 1 Petru. Nu știu dacă găsiți o altă carte mai înțesată cu imperative, ca și 1 Petru. Iar imperativele pentru mine sau poruncile pentru mine sunt pentru a fi ascultate și trăite, nu pentru a fi citite și auzite. Dar cum să le trăiesc și să le păzesc dacă n-am puterea să o fac? Și am spus, fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt, ascultarea de Dumnezeu este imposibilă. Dați-mi voie să trec prin câteva capitole din Petru și să vă aduc aminte de câteva din aceste imperative. În capitolul 1, versetul 13, ni se spune, de aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care va fi arătat la venirea lui Iisus Hristos. Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când trăiați în neștiință. N-ai vrea să încerci să faci de unul singur lucrul acesta.
nu te lăsa târât în poftele pe care le aveai altădată când erai în neștiință. Dar nu-i suficient doar să te opui poftelor, ci trebuie să trăiești o viață pozitivă, versetul următor. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți căci eu sunt sfânt. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Capitolul 2. Lepădați, e o poruncă, lepădați dar orice răutate. Mă, nu e așa când fiecare dintre noi se mai ascunde câte una pe aici, pe acolo, așa furișată prin viața noastră. Textul spune, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând, să doriți, să însetați, să căutați laptele duhovnicești și curat, ca prin el să creșteți spre mântuire, dacă ați gustat în adevăr că bun este Domnul. Dragii mei, de ce nu există în noi dorința după cuvânt? Nu cumva ceva obstrucționează prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi? Dacă Duhul când ne naște aduce două semne clare, foamea după cuvânt și foamea după frați, când astea pierd, atenție, ceva s-a întâmplat. Ceva s-a întâmplat în viața ta. Apropiați-vă de el, spune versetul 4. Piatra vie, lepădată de oameni, dar aleasă și scumpă înaintea lui Dumnezeu. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă, să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Să dați-mi voie să cobor în viața de zi cu zi. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești. Fă-o prin puterea ta, dacă poți. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. Cinstiți pe toți oamenii, temeți-vă de Dumnezeu, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, slugilor sau angajaților. Fiți supuse stăpânilor voștri cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi, ci și celor greu de mulțumit. Fă-o dacă o poți, fără prezența și lucrarea Duhului Sfânt. Dacă Duhul Sfânt nu ți-a atins inima, e imposibil. Dragii mei, când un om ridică tonul la mine și eu strâng pumne automat, tu nu ești la fel. Tu nu ești la fel. Sau să merg un pic mai adânc, tot astfel nevestelor fiți și voi supuse bărbaților voștri, pentru că dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Sau să trec de partea cealaltă. Bărbaților, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții, ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Nu întoarceți rău pentru rău, o cară pentru o cară, dimpotrivă, binecuvântați. Când a fost ultima dată când ai întors și celălalt obraz? Când ți-ai mușcat limba, când ți-a venit să împroști cu cuvinte pe cel care te atacă? Dragii mei, poți asculta de cuvântul lui Dumnezeu fără prezența și puterea Duhului Sfânt? Ci dimpotrivă, binecuvântați, că la aceasta ați fost chemați ca să moșteniți binecuvântarea. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire. Sunt vremuri grele, toate scumpe, nu ne ajung banii, să mai chem străini în casa ta să mănânce de pe masa copiilor tăi. Nu se poate, dragii mei, nu se poate. Fără Duhul Sfânt nu se poate. Cu Duhul Sfânt știi că Dumnezeu îți înmulțește pâinea dacă trebuie. Casa noastră a fost totdeauna plină de oaspeți, eu eram pe acasă și intrau oameni, de cele mai multe ori străini, veniți fără să fi fost anunțați. Mama se uita la oala ei cu un pumn de supă, un pic de supă,
zicea o rugăciune peste ea și încă rămânea și pentru copii. Cum se mulțea? Habar n-am avut. Da, habar n-am avut. Dragii mei, Duhul Sfânt o poate face, a făcut-o de nenumărate ori în istorie. Ca niște ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Câți dintre noi trăim o astfel de viață creștină? Ne implicați fără să cheltuim, iar cei care o fac uneori obosesc și le vine să pună jos. Dragii mei, noi nu slujim oamenii ca să fim dezamăgiți de ei, ci slujim pe Domnul și vom privi de la El răsplata moștenirii noastre, ne spune Petru în ultimul capitol. Poruncile lui Dumnezeu pot fi împlinite doar prin puterea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu, nemărginita lui putere, este Duhul Sfânt care s-a coborât împreună cu Tatăl și cu Fiul între noi. Dar aș pune o întrebare. Poate că atunci când vorbim de duh, pneuma, vânt, este exact ca vântul, nu știi de unde să-l iei, dacă l-aș putea duce înaintea dumneavoastră, poate că m-ați crede, dar majoritatea spunem cu sau fără, e tot acolo. Până nu citești Biblia și până când nu trăiești pe pielea ta această realitate, ce se întâmplă atunci când Duhul Sfânt își oprește lucrarea în viața ta din pricina păcatelor de care nu vrei să te desparți? Domnul Iisus, când este acuzat că scoate dracii cu degetul lui Belzebul, se uită la ei și probabil că îi întreabă sau le spune ironic, orice împărăție dezbiată împotriva ei nu poate dăinui. Dacă eu scot dracii cu Domnul dracilor, împărăția dracilor este dezbinată. Dar în același fel, dragii mei, cealaltă împărăție nu poate fi dezbinată, Tatăl împotriva Duhului sau Duhul împotriva Tatălui. Pentru că Tatăl a spus, plata păcatului este moartea, când păcatul este prezent în viața mea și refuz să-l rezolv, Duhul Sfânt trebuie să-și reducă motoarele în viața mea. Pentru că are mandat din partea Tatălui să dovedească lumea vinovată în ce privește păcatul, va continua să facă doar serviciu de urgență în viața mea, până când rezolv problema, până când mă despart de păcat. Dar dacă nu vreau să o fac, și continui să cred că pot și fără puterea și prezența Duhului Sfânt, ascultați câteva cuvinte din partea Apostolului Pavel. Capitolul 7, versetele 14 la 24. Știm în adevăr că legea este duhovnicească, dar eu sunt pământesc, vândut rob păcatului. Numai puțin. Eu am fost botezat, am predicat mâna, am crezut Domnul Iisus Hristos. Cum adică să fiu vândut rob păcatului? Scriptura face lumină în problema asta. Capitolul 6, versetul 16. Nu știți că dacă vă dați rob cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Aveți doar două opțiuni. Fie că e vorba de păcat, v-ați dat rob păcatului, drumul duce la moarte, fie că e vorba de ascultare și drumul duce la neprihănire. Observați cum te vinzi rob păcatului? Deschizând ușa pentru păcat. Ai deschis ușa pentru păcat, păcatul intră în viața ta. Nu și? Dați-mi voie să citesc mai departe. Versetul următor, 15. Căci nu știu ce fac, nu fac ce vreau, fac ce urăsc. Asta e o poveste serioasă. Dacă eu nu pot să fac ce vreau și fac ce nu vreau să fac, ceva s-a întâmplat în viața mea. Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că legea este bună. Și atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Când păcatul locuiește în mine, Duhul Sfânt se retrage, dragii mei, stinge lucrarea. Pentru că nu poate fi părtășie între Hristos și Belial, între lumină și întuneric. Și dacă așa stau lucrurile, implicațiile sunt groaznice. Ascultați ce spune în continuare Pavel. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în carnea mea, în ceea ce sunt eu fără Duhul Sfânt, în firea mea pământească. Pentru că ce-i drept? Am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Observați, în noi nu există puterea de a face binele, de a trăi în ascultare de Dumnezeu. Avem nevoie de o putere din afară, de puterea Duhului Sfânt. Am voința să fac binele, n-am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac.
fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu, dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului care este în mădularele mele. Și parcă îl văd pe cel vândut rob păcatului, că își pune mâna în cap și strigă împreună cu Pavel: o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Dacă textul acesta nu te-a convins, nu știu ce altceva aș putea citi din Biblie. Fără puterea Duhului Sfânt nu există ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, mai întâi trebuie să te împaci cu Dumnezeu, să-ți fie iertate păcatele, ca Duhul să poată veni să locuiască în tine, ca să poți trăi o viață creștină, o viață după voia lui Dumnezeu. Dar când Duhul este prezent, se poate întâmpla o minune. Versetul 12 din capitolul 8. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dar numai în capitolul precedent mi-a spus: dar nu pot! E adevărat, de unul singur nu poți. Și Pavel continuă: dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi. Că toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Dacă atât de gravă este problema încetării lucrării Duhului Sfânt în viața mea, întrebarea este cum restabilesc cât mai grabnic lucrarea Lui în mine. Dragii mei, sfințirea este spre ascultare și slăvit să fie Domnul că Duhul nu se debătut și adaugă și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Înainte de a ajunge la cruce, în camera de sus, Domnul Iisus vorbește cu ucenicii Săi și le spune în Ioan 16, versetul 5: acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni nu mă întreabă unde te duci. Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul sau Duhul Sfânt nu va veni la voi. Dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și ascultați una din primele Lui lucrări în viața noastră. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Duhul mă dovedește vinovat folosind, pe de o parte, sabia Duhului, pe de altă parte, comunitatea Duhului. Și de aceea am învățat în Petru că Dumnezeu ne botează direct în trupul lui Hristos când ne naște din nou și pune în noi foamea după cuvânt, pentru că acestea sunt instrumentele Harului prin care mântuirea mea este desăvârșită, lucrarea de sfințire este făcută de Duhul Sfânt. Ascultați-l pe Pavel vorbind în Evrei, capitolul 3, începând cu versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, glasul Duhului, nu vă împietriți inima, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis: ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Cum poți evita o astfel de situație? Versetul 12. Luați seama, dar, fraților, ca nici unul din voi să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Folosind cuvântul, Duhului Dumnezeu curăță sufletul meu. Spuneam la început, cuvântul nu e o carte pe un raft, ci este o sabie mai tăietoare ca orice sabie cu două tăișuri, dacă lași pe Duhul lui Dumnezeu să o folosească în viața ta. Deci ca unii care prin ascultare de adevăr v-ați curățit sufletul prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută, iubiți-vă unii pe alții din toată inima, fiindcă ați fost născuți din nou
nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și rămâne în veac. Viu și rămâne în veac. Duhul lui Dumnezeu mă scoate din groapă, dar Duhul lui Dumnezeu face mai mult, mă ajută să trăiesc o viață, viața împărăției. Dragii mei, în împărăția lui Dumnezeu, legea fundamentală este dragostea. V-ați curățit sufletele prin Duhul ca să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Când Pavel vorbește despre ea, încheie așa capitolul 13. Acum dar rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar de ce-i dragostea cea mai mare dintre ele? Credința și nădejdea vor înceta când vom ajunge acasă, dragostea rămâne. Dragostea este viața împărăției și Duhul lui Dumnezeu îmi dă putere să iubesc cuvântul, să iubesc frații, să iubesc pe cei între care am fost așezat. Dar mai face încă ceva Duhul Sfânt. Pentru că sfințirea nu-i totdeauna ușoară. Pentru că trăim ca străini și călători într-o lume coruptă, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu ne dă puterea să rămânem ancorați în Hristos, indiferent ce ar veni în viața noastră. Să rămânem credincioși până la moarte, ca să primim cununa vieții. Ascultați-l pe Petru scriind acestor biserici în cuptorul încercărilor. Prea iubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a dat peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă. Încercați voi să vă bucurați în mijlocul încercărilor, în mijlocul suferinței, prin forțele voastre. Du-te tu la medic și ascultă de pe o zi pe alta verdictul, cancer, metastază, ultima fază. Și să zici, cancerul este un dar din partea lui Dumnezeu pentru mine. Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucurați, să vă veseliți și la arătarea slavei Lui. Dacă suferiți batjocuri pentru numele lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. Știți cum înțeleg eu textul acesta? Duhul lui Dumnezeu se odihnește peste mine, nu stând inactiv, ci ridicându-mi inima. Iacov scrie, este printre voi vreunul bolnav să se roage? Este vreunul cu inima bună să cânte cântări de laudă? Legați-le la oaltă. Când sunt în suferințe și încep să mă rog, primul lucru pe care Duhul lui Dumnezeu îl face, îmi schimbă inima. Când mi-a schimbat inima și mi-a ridicat Duhul, dragii mei, și boala este rezolvată pe jumătate. Chiar dacă nu, plec acasă. Știu de unde viu, știu unde mă duc. Cu alte cuvinte, Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu este în noi, alături de noi, sub noi, în jurul nostru, deasupra noastră, ca să ne ajute să rămânem credincioși lui Hristos, indiferent prin ce am trece. Pavel scrie romanilor și în capitolul 5 spune, de aceea, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui datorăm faptul că prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. Duhul slavei se odihnește peste noi. Dar ascultați versetele următoare. Ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Că știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Când te poți bucura în mijlocul suferințelor și a încercărilor, dragii mei, ridică ochii în sus și mulțumește Duhului Sfânt. Dați-mi voie să închei. Noi vorbim foarte mult de Domnul Iisus Hristos și bine facem. Duhul Sfânt a venit să-L proslăvească pe Fiul. Acolo unde se vorbește mult despre Duhul Sfânt, ceva nu-i în ordine.
pentru că Duhul Sfânt vorbește despre Hristos și Hristos despre Tatăl. Asta e regula în Sfânta Treime. Cu toate acestea, într-o zi de Rusalii, am putea recapitula doar adevărurile din 1 Petru. Duhul Sfânt a insuflat, a inspirat Scripturile și ne iluminează ca să le pricepem. Duhul Sfânt ne dă puterea ca ceea ce am priceput să putem și trăi. Și fără puterea Duhului Sfânt, ascultarea de Dumnezeu nu este posibilă. Folosind cuvântul, Duhul Sfânt ne curăță sufletul atunci când am căzut de la ascultare, când păcatul a intrat în viața noastră, Duhul Sfânt bate la ușa noastră să se dovedească vinovat, să începuiește păcatul, și când ne-a curățit inima, ni se vindecă relația cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu semenii, venim la viață. Duhul Sfânt ne dă putere să rămânem credincioși lui Hristos, indiferent prin ce am trece. Nu e așa că fără Duhul Sfânt a fi creștin este contradicție în termeni? Este un nonsens? Dragii mei, din păcate confundăm religia cu relația. Și în țara asta, 90% creștină, sunt o mulțime de oameni care n-au nimic a face cu împărăția lui Dumnezeu. Pentru că împărăția lui Dumnezeu n-a coborât în ei. Duhul lui Dumnezeu n-a venit să se lășluiască în ei. Acum poate înțelegem ceva mai bine ce n-au înțeles ucenicii în camera de sus. Recitesc cuvintele Domnului Iisus. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă, unde te duci? Dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi. Doamne Iisuse, nu ne trebuie, rămâi Tu cu noi. Dar eu sunt în carne și oase, limitat la un spațiu geografic, mă plimb cu voi, mănânc cu voi, umblu cu voi, dar când împărăția se va întinde pe tot pământul, cine va administra mântuirea aceasta? Dumnezeu întrupat nu poate face? Trebuie să vină Dumnezeu Duhul Sfânt să o facă. Dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului are să vă călăuzească în tot adevărul, indiferent că sunteți în Florida sau în Australia sau în România sau în Ungaria sau oriunde este trupul lui Hristos, are să vă călăuzească în tot adevărul. El nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, va lua din ce este al meu și va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Ce mare har a fost o zi de Rusalii. Și că în istorie, perioada Fiului a lăsat loc perioadei Duhului Sfânt. Și de atunci, dragii mei, împărăția lui Dumnezeu s-a întins pe tot pământul. Dar ce tragedie este să te numești creștin și să fii întristat și stins Duhul în tine din pricina păcatelor la care ții, fără să fii conștientizat faptul că nu poți și cu păcatul și cu Duhul Sfânt. Iar când cel ce ți-a curățit casa sufletului este scos afară, alte 7 duhuri mai rele decât primul vin, intră în casă și starea de pe urma omului acelui este mai rea decât cea din tâi. Dragii mei, cel puțin într-o astfel de zi, când Duhul bate la ușa inimii tale și îți vorbește, nu-L respinge. Al călca în picioare pe Hristos și a pângări sângele sfânt și a batjocorii Duhul Harului, te lasă fără soluție. Fără soluție. Haideți să ne plecăm capetele, să ne rugăm. Doamne, în disputa asta, cine are și cine n-are Duhul Sfânt? Poate că am întors spatele la esența vieții. Și în dimineața aceasta te rugăm, ajută-ne să nu uităm
ce a făcut Duhul Sfânt și ce continuă să facă pentru noi. Să mulțumim Tatălui pentru că l-a trimis pe Fiul ca să pregătească condițiile din viața noastră ca Duhul Sfânt să poată coborâ și sălășlui în noi. Să poată transforma trupurile noastre muritoare într-un templu sfânt pentru Domnul, în templul Duhului Sfânt. Iar dacă de o bună vreme îi respingem bătăile la ușa inimii noastre, te rog în dimineața aceasta, Doamne, ajută-ne să capitulăm, să deschidem ușa, să lăsăm să-și facă lucrarea. El va restaura, va curăți sufletul nostru, va restaura relațiile noastre, ne va da puterea să spunem cu toată încredințarea: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Și asta nu e o rugăciune stearpă, pentru că acolo puterea lui Dumnezeu să ne ajute să împlinim ce am cerut. Slăvit să fie numele. Amin. Amin. Amin.